Salut toată lumea, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, sunt aici alături de MGKAPA! Sau, ce faci, prof? Cum ești? Ce dragi, am și eu o emisiune la tine aici, să facem ceva frumos. Și am un mesaj de început, nu încurajezi violența decât în sală, atât. Băi, chiar vreau să spun ceva despre asta. Atât, chiar. Adică toată lumea te vede în videoclipuri, înțelegi genul ăsta de trim, limbaj vulgar și chestii. Normal. Dar gen în timpul antrenamentelor și în viața de zi cu zi nu ești chiar așa, adică nu. Asta trebuie să știe lumea. Clar, clar, clar. Că tu faci asta doar pentru imagine. Tot ce vedeți pe internet la noi în clipuri și la noi în melodii sunt infracțiuni dacă le faceți afară, să nu faceți așa ceva. Fiți oameni normali și uitați-vă la zboră, dacă vreți să fiți violenți, aici să fiți violenți. Ai mai fost vreodată într-o sală de MMA? Da. Nu de MMA. De box. Tot cu tine. Tot cu mine. Tu m-ai dus. Când eram mai mici. Ne dai cunoaște de vreo 10, 11 ceva. Păi da, vecinul meu. Păi, fii atent. Înainte să începem acest video, cred că o să apăsați butonul de like și de subscribe, dar până atunci vreau să facem o încălzire corespunzătoare, o să ne jucăm puțin la palmare, o să te învăț pe Rubiana, trademarkul canalului, bine, da? Bine. După care o să dăm drumul la sparing să vadă lumea cum se bate MGKAPA. Haideți! Mamă, bine, 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 chiar nu e efectul zmoră, ca să știți. Chiar nu mă așteptam. Haide, bravo. Hei, hei. Mă, știam că ai făcut, am mai făcut un pe bot, da, așa. Vedeți ce înseamnă să te ducă zmoră la o sală? Atât azi. Un, doi. Hei, hai. Bun, un, doi, pauză, doi. Hei, hai. Hei, hai. Bun. Ce intra aia. Hai. Hei, hai. Hei. Hai să ripa la. Hei, hai. Hei. Bun! Câte kilograme? 67. 67? Muscă grea. Categoria muscă grea. Bun! 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 Hei, bun! 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 Hop, 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 hop! Bun! Bun! Hai că am luat fără Caterin, dar lovește stare. Chiar lovește. Dă-mă încet! Hop, 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 hop! Bun! Hai! Bine! Ia-l! Eram pe jos, mă. Yeah! Ah, oh, oh. Bine! Ha! Hei! 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 Haide! Hei! 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 Bine! Hai încă una! Hei! 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 Bine! Bine, băi, Andrei! Hei! Bine! 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 Hei! 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 Bine! Hai azi! Hai! Hei! Hei! Bun! Aaaa, ce am obosit! Mamă, ce bine stai pe brațe! Băi! Aveți grijă că în M6 e periculos! Merge! Hai! Bun! Au! Hai! 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 Bine! Hai! 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 Bine, Andrei! Bine! Aaaa, bravo! Asta a zis! Revenim după pauză! Revenim după pauză! Andrei, fii atent. Acum o să te învăț pe Rubiana. Pe Rubiana este o trademarkul canalului. Am și aici pe spate, adică e numărul 1. E șmecheria lui. Aia zic. Bun. Acum, vreau să te pui în poziție de parter. Ce înseamnă? Aici, pe genunchi, cu mâinile în cap. Asta e poziția în care noi ne apărăm, înțeleg? Așa, nu? Stai aici, cu fața, aici, cu fața spre Alexandru, acolo. Bun. Și te pui aici în poziție. Eu sunt aici, am controlul la spate, da? Da, da. Mâna mea dreaptă este aici pe coapta, da? Piciorul meu stâng îmi ține sprijinul. O să înțelegi ce se întâmplă dacă îți iei sau mâna prea mult băgată aici, da. Înțelegi? Bun, suntem aici, eu îți dau pumnii în cap să zic că tu reziști. Da. Ești puternic, da? Mâna mea dreaptă se duce pe sub axila ta stângă și pe lângă urechea ta dreaptă, da? Mult aici. Și prin, o să am o priză S-grip, se numește, o să-ți arăt cum se folosește. Și o să vin aici pe capotul, numai din priza asta, ia uite. Înțelegi? Bun, asta e doar priza. Și asta e inventat totul. Da, dar e doar priza. Asta e doar priza. Da, stai că o să arăt acum Peruviana. Aia să nu ieși. La Peruviana normală e priza asta. Prind aici, scoate capul. Ridică capul în sus. Așa. Ia uite. Vezi? Dacă n-am priza mea. Dacă n-ai priza ta. Ei, și ia uite acum. Aici. Păi da? Nu mă pun de să ieși nici dacă ridic cu flex. Mă ridic la ambele tălpi. Pun piciorul stâng peste capul tău, până lasă în fund. Dreptul peste. Încrucișez cu stângul. Trag și împing de picioare să bați în saltea. Mamă! Cum asta vreau să-mi văd și eu să fac militare. Merge! Fii atent, vină-o pe acest. Hai, pe partea stângă, genunchiul tău drept în
ține-mi genunchiul meu stâng. Cum așa, gen aici? Aici, exact. Așa. Piciorul tău stâng o să stea acolo. Așa. Exact. Fii atent. Un pic flexat sau cum? Nu, un pic flexat, da, și cu talpa pe sol. Aha, aha, aha. Fii atent ce se întâmplă, o greșeală uzuală în mea. Pui piciorul aici. Da. Adversarul poate să lucre peste el, înțelegi? Clar, și pierd peste tine, înțelegi? Pierd mecheria, da. Exact. Acum, piciorul tău este aici, așa. Mă blochează, punctul de sprijin este acolo, mâna ta dreaptă, niciodată băgată foarte mult aici, pentru că la fel... La fel poți să duci mâine, da, da, da. Aici? Da, asta vorbeam și da. Înțelegi? Bun. Așa deci, că trebuie să, fie... trebuie să ai o pârghie aici, înțelegi? Deci așa, și să ții, uite, aici pe coaps, la inghinal. Așa. Asta e, exact. Așa. E, deci ții acolo ca să mă în dreapta, da, da. Stânga, sunt blocat, și de genunchi și de mână. Înțelegi? Bun. Acum, are logică. Dai mie piciorul în cap. Chiar are logică. Îmi dai piciorul în cap. Bum. Așa. Așa. Și mâna ta dreaptă. Da. Se duce pe sub, sub brațul meu. Uh-huh. Da. Așa. Mult, 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 mult. Și uite, ai prins asta așa. Da. Aici. Și cum te prinde? A, așa, gen. Acolo și acum pui antebrațul pe capul meu. Aici, da. Asta e. Te ridici pe ambele tălpi. Da. Prins asta în ăla. Da. Așa. Te ridici sus cu fundul. Bun. Piciorul stâng pe aici. Unde așa? Da, te lași în fund. Da. Stângul peste cap, aha, dreptul peste spate, rântul pisei. Mă, nu mai pot, ce m-am prins tare. Așa, așa. O să tragi de brațe și împingi de picioare. Trag de brațe. Bine! E unul în șefele. Mi-a rupt gâtul. Vezi că e tare roastă, peruviana XM6. Da, 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 da. Asta e altfel de peruviană. Asta e altfel de peruviană. Știi ce facem acum? După ce când am învățat peruviana, știi să intri și la picioare, sunt sigur. Da, da. Cum ai surprins cu brațele, da, așa da. M-a surprins și cu intrarea. Da. Dăm drumul la sparing, băieții, fiți pe fază! Asta e schema T, în caz că nu merge schema M. Nu mai așa și schema M. Fii atent, de mi trebuie să ieși, că poți să rup. Întoarce-te încolo. Da și mi-e voie să-ți frate? Da. În viață, dacă cer frumos, primești! Ah!
Bă, dar ai zis că nu știi sol, frate. Amicit. Mă. Bro, mersi mult. Te iubesc. Mersi frumos. Cum ți s-a părut? Aș mai veni odată. Da, să nu mai întâlnate. Și eu și tu suntem pe rezistență. Mamă, mamă, cât am obosit. Cum recomanzi experiența asta? Pentru că și tu ai melodiile tale foarte agresive, dar ești un sportiv în sală. Recomand sportul de contact copiilor? Clar, categorii, 100%. Crezi că disciplinează? Da, 100%, foarte tare disciplinează și te disciplinează și în sală și afară și se simte. Se simte foarte tare un om care face sport. Te mai aștept la antrenamente. O să vin, clar. Acolo, direct, pe Rubian Exit, în 6. Bine, da. Facem ceva nou. Facem 2021. Ce n-a mai fost. Pentru 2022, ce zic? Băieții, s-a apăsat acolo multe, multe like-uri. Subscribe și toate alea, tot ce mai există. Vă pupăm.